Te rog frumos, Platoașu. Dăm te rog frumos Platoașu, e Dumnezeu pe pământ. Hai cu Platoașu! Uh, avem o superbitate de știre, minunăție, stimați cetățeni, la știrile Pro TV. La știrile Pro TV, bun, ziceam că și pe știri pe surse și așa analizau uh, posibilitățile, probabilitățile ca domnul Werner să devină uh, secretar general al NATO. Ok, deci știrile Pro TV Noile buletine ale românilor vor avea chip cu antenă încorporată, murim pe loc. Se vor putea face și plăți contactless, absolut, chiar na, trebuie contactless. Dacă e cu contact, e greu, e extenuant pentru cetățenul modern, trebuie contactless. Noile cărți de identitate pentru români vor avea chipuri cu antenă proprie încorporată care vor asigura un nivel maxim de securitate. De ce? Vă era frică să nu vă bagi ea chip în vaccin? <laughs> Lasă că vă bagă în buletin, stați liniștiți, nu vă faceți griji. Așa, cu buletinele care vor trebui introduse până în 2031, se vor putea face inclusiv plăți contactless. Toată viața mi-am dorit să plătesc cu buletinul. Corect. Adică ceva, de un, dar nu de un... De un chinezism, de un control chinezesc absolut e asta. Adică, doamne, să plătești cu buletinul, deci. Foarte tare. E bine. Cipurile din noile buletine ale românilor vor asigura un nivel maxim de securitate. Este pe binele nostru, ne protejează. Și vor putea fi folosite inclusiv pentru efectuarea plăților contactless. Normal. Se arată în caietul de sarcini al contractului de achiziție lansat de Imprimeria Națională. Cipul este de tip dual interface, care va fi introdus într-un card, ce va putea fi utilizat în tranzacții. Ok. Cipul va fi livrat cu o antenă proprie din cupru, care îl va alimenta prin inducție electromagnetică cu antena mare din ansamblul de policarbonat, scrie în caietul de sarcini. Adevărul e, chiar mi-era poftă, chiar mi-era poftă de un nou chip, de un nou, o nouă formă de control absolut. Știi, pe sistemul lumea trebuie să poartă buletinul la ea tot timpul. Dar există vreun mijloc de ăsta modern, de orice. De plată. Mijlocul modern de plată. Mijlocul modern de tralali. Mijlocul modern de BBB. Ok, există vreun mijloc modern de whatever care să nu uh, conducă automat la un control și mai mare al orice? Există? Ca și cum până acum n-ar fi fost destul? Adică există? Un ceva care să îmi care să facă viața mai ușoară, care să îmi facă viața mai ușoară, există? Uh, și care să nu presupună un și mai mare control în timp ce îmi face, sigur, viața mai ușoară, că e spre binele meu. Cineva din regie spune cripto, râde lumea, râde lumea rău, adică. Uh, aia chiar ar fi controlul, dar chiar controlul absolut. Adică chiar controlul absolut. Ok, deci, dar nu vă faceți griji că nu va exista niciun fel de cripto, adică. Relax. Absolut nu. 100% nu. Adică, în niciun caz nu se va plăti cu cripto cu asta. Exclusiv.